Bună! În acest clip am vrut să vă arăt cât de ușor se poate realiza acasă un produs excepțional 3-in-1. Gel, balsam și mască restructurantă. Pentru a realiza acest produs miraculos, avem nevoie de semințe de in. Acest produs este economic, hipoalergenic, nu dăunează mediului și cu un efect mult superior față de multe produse tradiționale. Din moment ce modelează, restructurează, îmblânzește firele repede și buclele. Ca balsam, se aplică după șampon, ca orice balsam tradițional, și se lasă câteva minute. Poate fi folosit pe orice tip și orice scalp. Chiar și pentru scalpul delicat al copiilor, este foarte util în cazul mâncărimilor. Lasă părul moale și nu îl îngreunează. Asta este mare deosebire față de balsamurile cu silicon. Ca și gel, modelează orice tip de păr. Este soluția ideală pentru părul creț sau ondulat, deoarece definește și modelează buclele. Se aplică pe părul umed după spălare. Ca mască restructurantă, se aplică măcar jumătate de oră înaintea spălării pe părul uscat. Dacă este lăsată câteva ore, toată ziua sau toată noaptea, părul va fi hidratat, restructurat și cu mult volum. Partea bună este că nu este unsuroasă, este inodoră și nu murdărește. Așa arată gelul meu. Îl decongelez pentru că trebuie să mă spăl pe cap și îl voi aplica ca și mască. Am să stau câteva ore cu gelul în păr. Ca și densitate, eu l-am lăsat puțin mai lichid. Voi puteți să-l faceți un pic mai dens. Arată ca secreția nazală. Asta este tot. Dacă vă veți face acest gel, aștept să-mi spuneți dacă vă place și care au fost beneficiile acestui gel. Vă pup și ne vedem la celălalt tutorial. Vreau să vă întreb, v-ar interesa câteva idei de a face cadou pentru Crăciun? Aștept să-mi spuneți. Weekend plăcut! Avem nevoie de semințe de in, 80 de grame sau 6 linguri pline, pe care le punem într-un vas, peste care adăugăm 500 de grame de apă distilată sau apă de la robinet. Le acoperim cu un capac pentru a nu prinde aer și praf și le vom lăsa toată noaptea să sinergizeze. După 8-10 ore avem acest rezultat. Apare deja o consistență gelatinoasă, deoarece semințele de in conțin un procent mare de mucilagiu, ceea ce această caracteristică permite transferarea proprietăților lichidului folosit. Compoziția se transferă într-o oală și apoi se pune pe foc mic. Se fierb aproximativ 8-10 minute la foc mic, amestecând mereu. Aceste semințe, care sunt foarte economice, le putem găsi la plafar, magazine naturiste, magazine de semințe și chiar în hipermarketuri. Aceste semințe sunt cunoscute din antichitate în Egipt, în China, fiind folosite ca aliment, remediu pentru diferite boli și, dragi fete, pot fi folosite ca și laxativ. Sunt un tezaur de vitamine, beta-caroten și omega-3. Are foarte multe utilizări, cum spuneam, ca și gel modelant, fixant, balsam pentru toate tipurile de păr, mască restructurantă pentru păr și chiar mască pentru ten. Intrați pe blog mâine și o să vedeți toate utilizările. Atente, deoarece când începe să fiarbă compoziția, dă în foc, deci micșorați flacăra. Continuați să amestecați până când se formează o compoziție albă opacă. Consistența este asemănătoare al bușului de ou sau, scuzați, dar asta este realitatea secreției nazale. De când gelul începe să fiarbă, trebuie lăsat câteva minute, maxim 5 minute, deja este mult, în funcție de consistența dorită. Gelul se strecoară într-un recipient folosind o sită, nici prea deasă, nici prea rară.
amestecați în sită pentru a strecura toată cantitatea de gel. Cea mai bună parte de gel rămâne în sită, din păcate. Aceste semințe pot fi refolosite în supe, orezuri sau salate, dar și ca mască pentru păr. Veți găsi pe blog această rețetă, cum reutilizez aceste semințe. Gelul nostru, în principiu, este gata. Dar eu obișnuiesc să-i mai dau câteva ingrediente, acestea fiind facultative. Compoziția este la fel de hidratantă, extraordinară și benefică și fără aceste ingrediente. Deci decideți voi dacă vreți să adăugați aceste ingrediente. O linguriță de miere de albine. O linguriță de suc de lămâie. Jumătate de linguriță de glicerină vegetală sau glicerol. Și când gelul s-a mai răcit, adaug câteva picături de vitamina E și ulei esențial sau esență alimentară sau vanilină. Eu voi adăuga lavandă pentru a-l parfuma. Fiind inodor, puteți să nu adăugați nimic. Aceste ingrediente le adaug pentru a mări hidratarea și puterea de a modela. Amestecați bine ingredientele și eliminați eventualele semințe. Poate fi pus într-un recipient și păstrat la frigider câteva zile, maxim o săptămână. O să vă dați seama după miros și culoare când nu mai poate fi utilizat. Sau se pot utiliza pungi, recipiente pentru gheață, pentru a fi congelat. Astfel avem monodoze care se scot cu puțin timp înainte de folosire. O altă metodă este folosirea conservantului. Cantitățile le găsiți pe blog. Acesta este produsul 3 în 1, care, pe lângă a vă modela părul, îi va da hidratare și îi va îmbunătăți aspectul. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă pup și nu uitați că nu există femei urâte.